Bine v-am regăsit la știrile din sport. Fostul antrenor giurgiuvean Alecu Iorgulescu a fost comemorat la împlinirea 6 săptămâni de când a încetat din viață. Zeci de copii au jucat fotbal în amintirea celui care a fost un adevărat om de fotbal. Sâmbătă a avut loc finala competiției, iar familia lui Alecu Iorgulescu a oferit un premiu special câștigătorilor. Sâmbătă au avut loc finalele competiției Cupa Primăverii Alecu Iorgulescu, un turneu organizat în amintirea fostului antrenor și jucător de fotbal giurgiuvean. Invitat să dea lovitura de începere a finalei a fost Vicențiu Iorgulescu, fiul cel mai mic al lui Alecu Iorgulescu. Copiii au oferit un adevărat spectacol fotbalistic, meciul terminându-se cu scorul de 5-4 pentru Speranțele Oinacu, însă adversarii de la Speranțele Băneasa au înscris cele 4 goluri pe finalul jocului în numai câteva minute. La final, cele mai bune echipe ale turneului au fost premiate, dar nu înainte ca toți cei prezenți să își aducă aminte de Alecu Iorgulescu. Vă rog, dacă sunteți de acord, să acordăm câteva minute, câteva momente de reculegere în cinstea celui care a fost Alecu Iorgulescu. Toată aprecierea pentru familia Iorgulescu, pentru că ajută copiii din Giurgiu să performeze în acest sport frumos. Sunt convins că de acolo de sus, de unde a privit acest minicampionat, a dat multe note de 10, dar de voi depinde ca în fiecare an să depuneți eforturi ca să ajungeți fotbaliști de top. Este un lucru îmbucurător ceea ce se întâmplă aici, este admirabil că foarte mulți copii vin și se ordonează un pic, încep un drum. În Alecu ar spunea și acum, în fața copiilor și a noastră, copii să fiți sănătoși, să trăiți, să iubiți, să citiți și să nu vă uitați niciodată pe Nealecu. Eu personal vreau să spun așa, Nealecu e aici și nouă, sigur, ne-a fost foarte ușor să-l iubim, ne este imposibil să-l uităm. Un cuvânt de spus au avut și frații Iorgulescu, cu excepția lui Gino, care nu a putut fi prezent la competiție. Pe mine m-ați emoționat foarte mult astăzi și vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și ce faceți și să duceți tradițiile sportului giurgiuvean mai departe. Copii, să știți că tata mereu îmi spunea, când o să încep să ajut și eu și Gino și sora mea să ajutăm și noi fotbalul juvenil. A sosit acest moment, o să ne implicăm mai mult în această campanie. La anul o să... Probabil că o să facem la sala polivalentă, după finala mică vom face și un meci demonstrativ cu fostele mari glorii ale fotbalului și actuali jucători. Am văzut jucători talentați, mă bucur. Fotbal înseamnă sacrificiu. Premiul cel mare a fost câștigat de copiii de la Speranțele Oinacu, care și-au asigurat astfel un loc la turneul de fotbal în compania celor mai puternice școli de fotbal din țară. Ce știți despre Alecu Iorgulescu? A fost președintele de onoare a Speranțele Giurgiuvene și a fost un om extraordinar. Este un turneu foarte, foarte frumos și foarte puternic și chiar îmi doresc ca acești copii să fac o figură frumoasă la acel turneu. La anul am să mă implic mult mai mult și eu și familia mea. În weekendul trecut, cei mai duri luptători de karate Kyokushin din România s-au întâlnit la Kyokushin Revolution Cup. La concurs au fost prezenți mai mulți participanți din Giurgiu, îndeosebi de la CS Nova Force. Au fost lupte pe muche de cuțit și execuții spectaculoase. Federația Română de Arte Marțiale de Contact a organizat la sala de sport a Facultății de Agronomie din București Cupa României la Karate Kyokushin, numită Revolution Cup. A avut loc Cupa Kyokushin Revolution din 26 de cluburi, 6 județe, 350 de sportivi. S-au dat lupte tari, iar ringul a luat foc atunci când luptătorii giurgiuveni au intrat în competiție. Eduard Dingeaua a câștigat un nou titlu național după ce a dat de pământ cu adversarul său. A fost un meci foarte bun în pregătirea mea, să văd în ce stadiu sunt pentru campionatul european care se va desfășura pe 9 mai la Berlin, în Germania. Adversarul a fost un adversar ok, nu de nivelul meu. A ieșit un ipon frumos și așa sper să fie și pe viitor. Meciul care a mai strânit interes pentru publicul giurgiuvean a fost cel dintre tânărul Cătălin Mocanu și experimentatul Mirel Iacob. Luptă în urma căreia Mirel Iacob a ieșit învingător la mustață după decizia arbitrilor. A fost un meci destul de puternic împotriva unui luptător, Iacob Mirel, care este campion european la minus 80.
O decizie, lumea spune controversată, însă asta a fost decizia arbitrilor, nu pot să comentez mai mult. Lumea a văzut ce a avut de văzut, am luptat așa cum i-am dorit, a fost totul în regulă și sunt mândru de asta. Giurgiu a participat ca de fiecare dată cu o delegație numeroasă, iar sportivii noștri au făcut din nou o figură impresionantă. Am câștigat în prima repriză cu Nippon, Maua și Ghedan în prima repriză, adversarul n-a mai putut să continue, adversarul fiind un prieten bun al meu de la sală, în luptă suntem adversari, iar în afară prieteni. Vreau să-i mulțumesc domnului Florian Nicolae pentru susținere, antrenorului meu de la Giurgiu, George Rădoi, și celui din București, sensei Nicu Stoian. Competiția a fost și un bun antrenament pentru cei care vor participa luna viitoare la campionatul european de Kyokushin. Chiar și pentru cei care nu au la locul întâi, vor avea o nouă șansă la Berlin pe 9 mai. Într-adevăr, trebuie să existe un învingător și este o problemă a sportului. Trebuie să dăm dovadă de fair play. Palatul Copiilor a organizat sâmbătă festivalul Dans și Cântec Giurgiuvean. Zeci de copii din toată țara au oferit un spectacol coreografic inedit. Sala de sport a școlii numărul 5 a servit drept ring de dans pentru cei 260 de participanți. Sâmbătă a avut loc prima ediție a spectacolului Dans și Cântec Giurgiuvean, un concurs interjudețean organizat de Palatul Copiilor. Festivalul a fost organizat în două etape, care au cuprins probele de dans și cântec. La concursul de dans, copiii îmbrăcați în costume tematice au încântat publicul prezent la sala de sport a școlii numărul 5. Organizatorii nu se așteptau la un număr așa de mare de participanți. Eu sunt foarte mulțumită că au făcut prezența aici la noi, la Giurgiu, peste 260 de copii. Important este ca noi să-i mobilizăm să facă mișcare și mișcare cât mai apropiată de ceea ce simt ei. Dansul le dă nu numai frumusețe, le dă și multă sănătate și totodată încredere în ei. Concursul a fost sprijinit și de grupul de firme Nova Force, prin intermediul căruia organizatorii au putut oferi premii participanților veniți din toată țara. Din Giurgiu au participat și tinerii talentați de la Casa de Cultură Ion Vinea și de la Palatul Copiilor, cărora le-au revenit 8 trofee la finalul concursului. Acestea au fost informațiile din sport. Cu mai multe știri ne revedem mâine. Până atunci, vă urez toate cele bune!